Îmbrăcate la modă cu rochii sau fuste scurte și accesorizate cu ochelari, pălării de soare și flori în păr, doamnele și domnișoarele au promovat feminitatea pe bicicletă. Feminitatea și cât mai multă mișcare în natură, în primul rând. Poate și cu rochiță sau fuste pe bicicletă? Poate, uite, chiar și scurtă. Să fie cât mai încrezătoare. Merge și cu rochiță sau fustă pe bicicletă? Merge, da. Mai ales cu rochițe. La promenadă au luat parte 10 de reprezentante ale sexului frumos din Cluj, indiferent de vârstă. Pentru că, din păcate, ele încă nu au atât de mult curaj să se meargă cu bicicleta în oraș și să folosească bicicleta ca mijloc de transport. Și, practic, asta ne dorim, să ne simțim bine, cochete, pe biciclete, să mergem prin oraș, să ne vadă lumea. Ar fi bine să fim toate fetele așa, să mergem prin oraș și să ne împodobim bicicletele în fiecare zi. Biciclistele chic s-au plimbat timp de oră pe străzile Clujului, iar la final au fost răsplătite cu diplome, ședințe de machiaj sau rochițe.